Dragilor, fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amin. Domnul vieții noastre, care cred din toată inima că prin Duhul Lui este aici. Amin. Nu totdeauna când nu simțim Hristos, nu înseamnă că nu e în adunare. Chiar și când nu simt că Domnul este în adunare, El este acolo. Știți de ce? Pentru că mi-o spune Biblia. Că unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt acolo. Vreau să am un mesaj mai neobișnuit pentru duminică seara, dar dați-mi voie să îndrăznesc înaintea Domnului să am mesajul acesta. De aceea vă rog să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Voi citi, începând cu versetul 11, o pildă foarte cunoscută. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argații tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Ocupăm locurile. Vreau să pun o întrebare în această seară. Să pornesc la o întrebare. Există părinți buni cu copii răi? Sunt? Nu sunteți prea convinși? Există copii, părinți buni cu copii răi? Da, da. Sunt. E bine, va trebui să învățăm ceva de la acest tată, care avea nu doar un fiu risipitor, ci avea doi fii risipitori. Unul risipea afară și altul risipea în casă. Unul se știa de el, domnule, ăsta drogatul, care vine și n-are nicio treabă, fumează în fața blocului, vine la 3 dimineața duhnind alcool și a tutun, e ăsta care se droghează, e ăsta care n-are chef de biserică, ăsta care spune în față, bă, m-am săturat de voi, de biserică, lăsați-mă în pace cu pocăința voastră, știm, ăsta e răzvrătitul de afară. Numai există și răzvrătitul din casă. Ăsta vine la biserică când îl chem. E aici, ascultă, numai mintea lui e totdeauna peste gard undeva. Nu contează. Îți cântă și în cor dacă trebuie, vine și la tineret dacă trebuie, se implică și la laudă închinare, la laudă și închinare, ba pe la, n-am nimic cu media, ba și pe la media, e pe acolo, ba pe la butoane. E ăsta din casă. Dar mintea lui este undeva în afară și ar fi dorit să facă ceea ce face fratele lui mai mic. Dar zice, bă, într-un respect așa oarecum pentru tata și să nu mă vadă, dar undeva pe ascuns în mintea lui, undeva pe sub plapumă, pornografie și altele, nu păcatele vizibile, ci astea mai puțin vizibile, astea onorabile într-un fel. Am predicat deseori o evanghelie destul de legalist-perfecționistă. Cum că când mă uitam la pruncii unui tată, spunea, băi, cu siguranță părintele ăsta îi devină. Dar vreau să vă spun că m-am pocăit de ea. Am început să am și o fete adolescente.
cu vremea te mai maturizezi. Când eram tânăr slujitor, eram un fel de Boanerges, adică coboram cerul prin adunare. Am întâlnit și părinți grijulii, iubitori, dar la un moment dat copiii acestor părinți au întors spatele și părinților și lui Dumnezeu. Samuel, zice Biblia, că fiul lui n-a umblat în calea tatălui lor. Și cine a fost Samuel? De fapt, în ADN-ul nostru, așa, a pentecostalilor, avem înclinația de a arunca cu pietre, de a avea prejudecăți, zice, domnule, las că știu eu. Să nu spui tu că știu eu cine e ăsta. Nu știm nimic, oameni buni. Am avut o altă experiență care, de atunci Dumnezeu mi-a dat o lecție fantastică. Ieșeam, cât timp stăteam în oraș, m-am mutat la țară, la 7 kilometri de oraș, am devenit și eu țăran. E frumos. Nu m-aș mai muta la oraș. Să nu văd orașul, numai așa, când mă duc și îmi fac treburile în oraș, lucru și vin acolo. E fantastic. Dar cât stăteam în oraș, primarul nostru a făcut un parc ca în Germania, deci foarte fain. Și mergeam dimineața la 6 și aveam părtășie cu Dumnezeu. Mă plimbam, mă rugam și la un moment dat, pe la vreo 6 dimineața, când ajunsesem și eu, deodată cu mine ajunsese un dulău așa destul de mare și era pe lângă mine pe acolo. Gândul. M-am gândit. Am zis, măi, dacă aș fi eu polițist din ăsta local, băi, aș da o amendă la proprietarul câinelui de nu i-ar mai trăi câine în viața vieții lui. Numai că după o vreme ajunge și proprietarul câinelui, un bărbat așa cam undeva la 2 metri, găfâind, transpirat, cu toate că era dimineață răcoroasă, transpirat, îmi zice, domnule, zice, mi-a scăpat câinele ăsta de pe la vreo 4 dimineață, o rup lanțul și de la vreo 4 dimineață umblu după el să-l prind și nu pot nici cum să-l prind. L-am lăsat pe om să se îndepărteze un pic de mine. Și vă spun din toată inima, am început să plâng. Și am zis lui Dumnezeu, iartă-mă. Iartă-mă, Doamne. Mesajul meu este simplu în această seară. Fapt, cum să tratăm răzvrătirea copiilor noștri? Haideți să vedem la acest părinte cum a tratat răzvrătirea pruncilor lui. În primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu că fiul cel mai mic a venit la taică-s-o și a zis, tată, dă-mi partea mea de avere, cu toate că nu-i se cuvenea nimic. Cumva că pentru el taică-s-o era mort. Nu-i durere mai mare că atunci după ce investim în copiii noștri să vină să spună, de fapt, pentru mine tu ești mort, tată. Pe mine nu mă interesează cine ești tu, ci ce ai tu aici în buzunar. Nu mă interesează. Pentru mine ești mort, mamă ești mortă, tată ești mort, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Și tatăl, zice Biblia, în ciuda legii, în contra legii, le-a împărțit averea. În primul rând, va trebui să învățăm să fim părinți nepărtinitori. Și tatăl le-a împărțit averea. Foarte multe probleme au apărut între frați din cauza părinților părtinitori. Război care nu s-a mai stins, vreau să vă spun, toată viața lor. Știți că sunt momente în care copilul declară război părintelui, în momentul în care gafează. Domnule, ies din cuvântul nostru. Îi spunem, domnule, nu umbla la apă. Și el umblă la apă acolo. Când mergem să-l disciplinăm verbal sau... Știți ce face pruncul? Se duce și găsește refugiu în brațele părintelui care le deschide. Și împreună, când mama îi deschide brațele băiatului, împreună pot să facă front comun împotriva tatălui. De acolo vorba aia, auzi tu, zice, să n-ai treabă cu băiatul meu, zice mama. Taică, auzi tu, femeie, tu să n-ai treabă cu fata mea, să nu te atingi de ea. Știți că la un moment dat a existat în istoria biblică o familie și spune cuvântul lui Dumnezeu că Isaac, care iubea pe Esau, și Rebeca iubea pe Iacov. Era o familie cu 2 copii. S-au născut amândoi în familia aceea. Numai că Isaac iubea pe Esau și Rebeca iubea pe Iacov. Era o familie împărțită. Păi când se uita Isaac la Esau, spunea în felul următor, zice, bă, ăsta bărbat, mă, uite-te la el, fibră, sală, ăsta se descurcă, ăsta știe să repare, ăsta știe să facă bani, știe să învârtă, uite ce mașini conduce, uite, domnule, ce
uite-te la el, mă. Ăsta, când îl vezi de departe, se vede că e bărbat ăsta, mă, ăsta seamănă cu mine, mă. Tot timp, tot zic. Numai că Rebeca iubea pe Iacov. Zice, când se uita la Iacov, Rebeca zice, băi, parcă seamănă cu tata ăsta, mă. Ăsta seamănă cu tata. Uite-te la el, finuț, elegant, miroase a parfum. Mă, nu miroase transpirație, mă, ca și Esau. Vezi, ăsta e tot numai pe câmp, bate câmpii Esau. Ăsta, când îl pun să-mi spună, Iacov, iubitul lui mama, te rog, curăță la mama niște ouă și niște ceapă. Și un, doi, ăsta, pac, curăța, aspira, spăla vasele, călca. Ăsta era un fel de spirit eminescean, așa, poetic, câmp și așa mai departe. Dar, în momentul în care vrea să-l disciplineze Esau pe Iacov, striga Rebeca, auzi, mă, tu să n-ai treabă cu copilul meu, mă. În momentul în care Rebeca vrea să ia atitudine față de Esau, striga Isaac, auzi, femeie, ăsta-i băiatul meu, tu să n-ai treabă. Am auzit părinți îndreptându-și degetul spre anumiți copii de-a lor. Știi că Dumnezeu a rânduit să ne dea mai mulți copii. Și eu am 4 copii, alții au 6, alții au 7, alții mai puțin. Nu mă bag aici, Domnul să lucreze cum crede El în casele noastre. Dar, îndreptându-ne atenția, noi suntem, riscăm, aveam așa o atitudine spre a ne îndrepta atenția spre un anumit prunc. De obicei, ultimul e Beniamin. De obicei, ultimul e Beniamin. Și am întâlnit familii care au zis, domnule, zice, ăsta ultimul. Zice, pe ultimul l-am primit prin făgăduință. Am stat și m-am gândit, dar pe restul prin ce eu primit? Prin plic? Prin SMS? Prin ce eu primit, domnule, pe restul? Zice, numai unul la ei prin făgăduință. Bă, fraților, ar trebui să tăiem odată pentru totdeauna din vocabularul nostru penticostal că numai unul e prin făgăduință. Domnule, dar pentru restul prin ce ai primit? Doamne, iartă-mă! Prin ce ai primit? Nu există așa ceva. Și când ne-am pus atenția spre unul mai mult decât spre ceilalți, vreau să vă spun că atunci intervine războiul între ei cât casa. Pentru că fiecare copil al nostru este o valoare, e unic. În momentul în care ne vom axa doar pe unul și îl vom neglija pe altul, nu mă refer la momentele în care e bolnav, trebuie să petrecem timp cu el. Și atunci când într-un mod intenționat petreci mai mult cu cel pe care îl preferi decât cu ceilalți. Știți că în momentul în care acționăm așa, în viață părtinitor, automat instalăm în mintea copilului neglijat simțământul respingerii și a răzvrătirii. Păi tot ce n-ai vrea să facă copilul respins, face. Tot ce n-ai vrea. Dacă ție nu-ți place ca el să fumeze, uite că el fumează. Dacă nu-ți place ca el să facă anumite lucruri, intenționat, ascultați-mă. E un fel de răzbunare a copiilor. Intenționat, pruncii noștri fac lucrul acesta. Spune că în momentul în care Esau a văzut că Isaac a fost binecuvântat de Iacov și a zis, auzi, să te duci să-ți iei fată dintre fetele, din familia noastră, din neamul nostru, ascultă-mă, să nu-ți iei ca și fratele tău Esau, cananience și filistence și tot felul. Pur și simplu, Isaac s-a răzvrătit și exact în ceea ce a zis taică-su, ceea ce nu i-a plăcut la taică-su, femeile străine, Esau s-a dus și și-a luat. Și-a dus-o în fața lui taică-su și-a zis, tată, nu-ți place? Uite aici! Uite-o ai! Apropo de răzvrătire, știți că eu am fost un copil mai energic. Știi cum mă numea bunica când mergeam în vacanță? Mergea când știa că se apropie vacanța și trebuia să vin eu, mergea pe la o tură pe la toate vecinele din prejurul ei și spunea, zice, vine mâine nepotul ăla rău. Vă dați seama cum mă simțeam. Ascultați-mă, dragilor, nu toți copiii vor fi profesori. Pentru că noi zicem, domnule, ăsta are IQ ridicat. Nu are, credem noi. Credem noi că l-are. Că mă mai duc, avem liceu creștin la noi și unii părinți chiar nu văd anumite lucruri. Zice, pruncul meu, zice, cât e dat la pruncul meu? 8, 7? Ce pruncul meu nu e, de 10. Cum să fie de 10 pruncul tău, că dacă tu ai fost de 6? Cu ce înseamnă? N-are cum. Știți că riscăm să vedem pruncii noștri mai mult decât sunt? Pe unii,
Oameni buni, toți copiii noștri au capacități, chiar dacă nu le au toți la fel. Toți știu să facă câte ceva. Toți pot să fie folositori. Știți, copiii mei nu seamănă unul cu altul. Toți sunt diferiți. De la mic la mare, toți sunt diferiți. Nu toți copiii vor fi profesori la catedre, dar unii vor face catedre. Vor fi tâmplari, nu profesori. Nu toți copiii vor conduce firme, dar alții le vor construi, vor fi constructori. Lăudați să fie Iisus! Nu toți copiii vor conduce mașini scumpe, dar alții vor fi mecanici, le vor repara. M-am uitat, v-am spus în viața pruncilor mei, atât de diferiți sunt. Atât de diferiți sunt. Când au venit fetele, am două fete la doi poli opuși. Una, cea mai mică, îi, domnule, extrovertit așa, cu toți. Vorbește, se lipește, plânge când pleacă de la cineva, când stă mai mult la cineva și se leagă, plânge, îi place. Nu te joci cu ea, nu-i problemă, își face altă gașcă. Pe ea nu-i interesează. E bine, fetița mai mare, târziu am observat lucrul ăsta, dar l-am observat. De fiecare dată când veneau prieteni la noi, cunoștințe, frați, sau ne întâlneam în parc, totdeauna ochii erau axați pe cea mai mică, pentru a era mai jucăușă, mai lipicioasă. Asta, la altă mai mare, era e mai extrovertită, adică mai retrasă, mai tăcută. Nu iese în evidență. Dar toți ochii erau pe cea care ieșea în evidență și spuneau ce frumoasă e fata, ce drăgălașă e fetița, ce așa. Și mi-am dat seama că fetița mai mare începea să acumuleze un complex de inferioritate încet, 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 încet. Mi-am dat seama de lucrul acesta și a început terapia încet, încet. În fiecare zi, aproape trebuie să-i zic, Maria, ești frumoasă. Tati-s frumoasă, da. Ești frumoasă. În fiecare zi trebuie să-i zic, Maria, și tu poți. Pentru că încerca să fie descurajată, să zică, dar eu nu pot face, eu nu-s așa, eu nu-s ca și, eu nu-s ca și sora mea, eu nu-s ca și cu tare, eu nu-s ca și cu tare. Și a început o terapie care n-a fost ușoară, ascultați-mă. În fiecare zi trebuia să-i spun că poate, în fiecare zi aproape trebuia să-i spun, să-i amintesc periodic că și ea este frumoasă, pentru că de cele mai multe ori oglinda minte, nu? De cele mai multe ori. Dragilor, când mergeți într-o familie, ascultați-mă, lăudați-l pe unul, dar lăudați-l pe toți, dacă... Lăudați-l pe toți. Nu lăsați pe unul, domnule, ăsta e prostul casei, iertați-mi expresia, și unul e deșteptul casei. Nu există așa ceva. Nu există. Nu există. În al doilea rând, cum să tratăm răzvrătirea pruncilor noștri? Va trebui să fim părinți afectuoși. A căzut pe grumazul lui când s-a întors pruncul ăsta și zice Biblia că l-a sărutat mult. L-a sărutat mult, adică acord de afecțiune. Fii călduros, prietenos, tandru, drăgăstos. Știu că uneori ne vine să rostim cuvintele astea când fac câte o bocănă. Eu te-am făcut, eu te... Mi-aduc aminte de vorbele unei familii. Băi, de-abia așteptau să iasă copilul. De-abia așteptau să iasă. Numărau zilele, orele, minutele, când vine, termenul, când trează, când i-a zis doctorul că trebuie să nască, să meargă la spital. Domnule, emoționați. După ce a ieșit, după o vreme, zice, băi, ne vine să-l băgăm înapoi. Avem o generație în care nu mai merge cu pumnul în masă, să știți. Nu mai merge. Avem o generație care nu mai merge cu pumnul în masă. Păi când striga tata la mine cu rănic de leu, eu eram drept. Când striga, știți, vremurile trecute. Dom'le, nu exista să trec pe lângă un vecin și să nu-i zic, bună ziua, să rumână. Nu exista să-mi dea cineva ceva și să nu-i zic mulțumesc. Nu exista. Mai avem o generație în care trec pe lângă tine, se uită în ochii tăi și nu zic nimic. Parcă te-ar sfida. Dar nu mai există, nu mai e o generație care merge cu pumnul în masă. Nu mai există așa ceva. Ăștia se închid în camera lor și, cum spunea un prieten de-a meu, că e o generație în care, dacă până pe la vreo 13-14 ani, îi frână accelerație, adică acum te îmbraci, acum te schimbi, acum vii la biserică. Dar tată n-a chemat la biserică, acum vii la biserică. Vii acum la biserică, te mănânc, mă, vii la biserică. Și stă pruncul acolo. Dar de la 13-14 ani, vreau să vă spun că ne pun ei pe automat. Vii acasă, nu.
Mai stai, da. Cât? Mai stau. E o generație care nu mai merge. E o generație fantastic de bombardată cu toate ideologiile spurcate ale vremii. Uitați-vă ce s-a întâmplat în nenorocitul ăsta de Antold, în drăcitul ăsta de Antold. Uitați-vă la el. Să scânte unul cu roche. Și majoritatea li s-a părut fantastic. Asta este ideologia, gândirea generației. Chiar dacă e șocant ceea ce vă spun. Oameni buni, ne-am ridicat noi ca și biserici să protestăm? N-ai văzut o biserică care să protesteze? Păi nici catolicii nu ne mai numesc protestanți, oameni buni, că numai împotriva cui protestăm? Până și pe ortodoxii numim frați. Că i-ar fi primii preoții dacă ar fi o prigoană care ne-ar lua capul. Ascultați-mă! Împotriva cui mai protestăm? Ne-am ridicat noi ca și cult să facem gălăgie împotriva lui Antol? Nu! Toți! Și ascultați-mă, au fost prunci, fii risipitori care au fost acolo. Mi-e frică! Frică de ce? O generație care de la zero, de clasa 0 până la clasa 4, 40% din ei au vizionat pornografie deja. În care știu mai mult despre relațiile sexuale decât bătrânii. Că dacă nu învățăm, noi învață YouTube-ul, învață școala și anturajul. Asta e dureros. Asta e dureros. Din păcate, cum spunea cineva, vânăm șoareci în timp ce lei ne mănâncă țara. Ne batem pe amvoane, ne bate pe închinare, care să fie mai grozav, care să fie predicator mai bun, care să fie... Ne supărăm că nu mai vine la biserică dacă fratele mi-a zis ceva, domnule, nu mai vine la biserică. Asta e nivelul la care am ajuns, din păcate, asta... iertați-mă, nu mi-eram program să spun asta, iertați-mă. Ne supărăm din toate nimicurile. Omule, să supără, nu mai vine, ăla să supără, nu mai vine, de parcă biserică un fel de îmi iau mingea și plec acasă. Va trebui să ne trezim în numele lui Iisus Hristos. Va trebui să ne trezim. Va trebui să fim oameni maturi și să ne luptăm că dacă David, când a întrebat ce îi va da împăratul dacă îl va birui pe filistianul ăla care hulește numele Domnului, și s-a dus acolo și frații lui erau lângă David și au zis: David, ce cauți aici, mă? Ce cauți aici? O, știm noi răutatea inimii tale, tu ai venit să vezi lupta. Eu știu că tu ești mândru, ești rău, ești... Putea David să ia de piept cu frații lui și să spună așa, să zice: bă, nu, voi îmi cunoașteți inima, nici măcar nu i-a băgat în seamă. O zis: bă, este șoareci, eu am de luptat cu Golia, nu cu voi. Închid paranteza. Afecțiunea va apropia pe pruncul tău de tine și în momentele lui de nebunie, aceste acțiuni de iubire vor fi ca o poartă deschisă pentru întoarcerea lui acasă. Nu zic că nu trebuie să fie confruntați, ba da. Trebuie să fie confruntați pruncii noștri. Nu doar îmbrățișați, ci și confruntați. Unii încă mai au, domnule, ideile progresiste în care spun: frate, zici, cum să-mi bat eu copilul? Mă sună cineva: frate, păcătuiesc dacă îl bat. Ce? Poftim? Păcătuiești dacă iei măsuri împotriva lui? Există, domnule, există sfătuirea. Asta e primul pas. Doar nu suntem neînțelepți să recurgem, domnule, din prima la... Nu, există sfătuire. Îi spui odată, îi spui de două ori, îi spui de trei ori, îi spui de patru ori, nu te ascultă, există nu iau amustrării, acertării. Bă, nu merge și asta. Le-am zis pruncilor mei de atâtea ori: bă, nu am ce să mai fac, pur și simplu. Asta e ultima soluție și Dumnezeu a făcut crengile alea drepte și partea din spate tocmai ca să se întâlnească și să se pupe una cu alta. Biblia zice: nu cruța, mai repet o dată, nu cruța
să mă audă și prunce. Sunt momente în care nu trebuie să-l confrunți nici prin cutremur, pentru că în momentul în care Ilie a dezertat, Dumnezeu putea să-l ia de piept și să-l cutremure și să-l nimicească și să dea focul pe el. Și o să că Dumnezeu nu era nici în cutremur, nici în vijelie, nu era nici în foc, ci Dumnezeu era într-un susur blând și subțire. Așa a hotărât Dumnezeu, câteodată unii, avem tineri care la 13 ani sunt în anxietate, în depresie. Ce să mai scuteri unul din ăla? Va trebui să ne apropiem de ei și va trebui ca fiecare biserică, ascultați-mă, fiecare biserică, având în vedere vremurile pe care le trăim, luptele pe care le duc, pentru că dacă luptele din generația mea nu au fost așa de puternice ca luptele pe care le duc copiii mei, adolescenții mei, nu, sunt mult mai mari. Va trebui să ne facem ca și părinți update. Trebuie să citim care sunt luptele generației. Citiți, oameni buni, care sunt luptele generației voastre? Citiți, care sunt luptele generației de astăzi? Cu ce se confruntă copiii? În ce păcate, adicții ca cel mai des? Și acolo interveniți. Trebuie să ne facem update, ca și calculatoarele. N-avem ce face. Un părinte care nu-și face update, va trebui să înțelegeți că pierdeți lupta asta cu ei. Pierdeți lupta generației. Unul dintre oamenii care au avut un impact fantastic asupra mea, pentru că afecțiunea, vreau să vă spun că e atât. Știți că sunt părinți care au spus așa, niciodată tata nu m-a îmbrățișat. Niciodată n-am simțit îmbrățișarea tatălui și a mamei. Sunt copii care spun lucrul ăsta. Niciodată n-am, tata nu m-a, nu a avut acțiuni de afecțiune, nu a întreprins acțiuni de afecțiune față de mine. Să mă ia tată și să mă strângă la pieptul lui, să simt mâinile tatălui. Niciodată, mamei, nu. A fost rece, militaros. De unde vii, mă? Unde te duci? Ia și mănâncă. E în frigider, încălzește. La ora asta ai venit. Bine, du-te, fă duș, că miroși. Oameni buni, nu de multă vreme am consiliat un băiat care a spus așa, Marius, mi-aș fi dorit să simt măcar o dată mâinile tatălui meu, îmbrățișându-mă, privindu-mă în ochi și spunându-mi, te iubesc, băiatule, te iubesc. Când m-am întors la Dumnezeu, am avut un păstor tânăr. Vreau să vă spun că predica foarte bine, foarte bine predica, dar mai mult decât predicile lui, erau acțiunile lui. Când mă vedea, ascultați-mă, când mă vedea, nu se uita la mine, port șosete, mă, să nu port. Preza? Cămașă? Ești pocăit, mă, tot pocăit ai rămas. No, bun, ai grijă, că dacă nu, iadul e a tău. Te mănâncă michiduță. Nu dădea mâna cu mine așa, știi, cu patru degete, știi? Când mă vedea omul ăsta, vreau să vă spun că mă lua și mă strângea la pieptul lui. Simțeam cu pieptul lui, se lipește de pieptul meu. Astea erau salutările lui. Pentru mine, aceste afecțiuni, aceste acțiuni de afecțiune, vreau să vă spun, oameni buni, că au fost mai puternice decât toate predicile lui. Uitați-vă la Apostolul Ioan. Apostolul Ioan a fost la un moment dat boanerges. Când au fost primiți Iisus într-o cetate a samaritenilor, au zis, Doamne, acum ce să facem cu frate sau cu Iacob? Spune-ne Tu că poruncim în momentul ăsta să coboare foc din cer, nimicind tot. La care Iisus a uitat la ei și a zis, bă, oameni buni, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Ei bine, dacă până atunci erau pumn în masă, zbierat, duri, la cina acea de taină, aduceți-vă aminte că Iisus Hristos i-a permis lui Ioan să-și pună capul pe pieptul lui. Știți că Ioan a fost singurul om care a ascultat bătăile inimii lui Dumnezeu. Uitați-vă transformarea acestui bărbat în epistolele lui. Prea iubiților, copilașilor. Oare câți dintre noi, câți din părinți sau bunici, n-ar trebui să fie transformați din boanerges în fia iubirii? Oameni buni, dacă pruncii din biserică, altuia,
nu au libertatea să vină la tine, înseamnă că e o problemă. Înseamnă că e o problemă. Atât trebuie să fim de deschiși încât pruncii din biserica noastră, a mea, să aibă libertate să vină la mine, nu să fie... Trei, și mă apropiu de încheiere. În al treilea rând, fii gata să-l ierți și să-l restaurezi. Nu doar să-l accepți. Știți ce l-a determinat pe băiatul ăsta să vină acasă? Și să rămână în casă? Ce l-a determinat să vină acasă a fost povara păcatului. Știm foarte bine. Situația în care era. A rostit cuvântul, mor. Nu mai pot. A fost singura soluție a lui de a veni acasă. Nu exista altă soluție. Le-a risipit pe toate. El a zis, mă voi duce și voi fi ca un argat al tatălui meu. Măcar atât. El gândea în felul următor. Argații aveau un salar destul de bun. El a zis așa, eu vreau să mă revanșez față de tata și vreau ca în momentul în care voi ajunge acasă, voi cere să fiu argat, măcar argat al lui, el mă va face un argat al lui și cu salariul din fiecare lună îl voi pune cap la cap și într-o zi îmi voi plăti toată datoria față de tatăl meu. Dar pruncul ăsta a rămas în casă, nu pentru că a venit doar, ci pentru modul în care el a fost primit. Nu doar că a fost primit, ci pentru modul în care el a fost primit. Zice cuvântul lui Dumnezeu că tatăl l-a așteptat așa. Așa l-a așteptat tatăl. Probabil că ca și părinte ești dezamăgit de pruncul tău în care ai investit resurse spirituale, emoționale, materiale, dar a comis-o atât de grav încât nici nu-ți mai vine să-l mai vezi. Poate folosi cuvintele, pleacă dinaintea ochilor mei, nu vreau să te mai văd, m-ai făcut de rușine. Mi-a zis un prieten de-a meu slujitor că într-o zi a avut un frate răzvrătit și a venit acasă, cum a venit? Și taică s-a ieșit în prag și a zis, știi copile ceva, din momentul ăsta, tu ai uitat numele meu și numărul casei mele. S-a pus în mașină pruncul ăsta nervos, a plecat în trombă cu mașina și ascultați-mă, unul din stâlpii de pe șosea a fost al lui și a murit pe loc. Zice prietenul meu, din momentul ăla tata n-a mai fost la fel. Probabil ești dezamăgit și dezamăgită. Nu știu pe unde sunt copiii tăi, nu știu. Vreau să-ți aduc aminte de ceva în momentele acestea. Este că și Dumnezeu a trecut prin ce treci tu acum. În Isaia 63, Dumnezeu zice așa. Am scos poporul din Egipt. Le-am dat cheifisi, le-am dat turtă dulce, le-am dat ce-au vrut ei. Le-am dat carne, le-am dat prepelițe, le-am dat ce au vrut ei să le dau. Le-am dat. Le-am arătat minunile mele, am trimis îngerul meu, i-am hrănit, i-am îmbrăcat. 40 de ani n-au avut nevoie nici de haine, nici de încălțăminte, nici de mâncare. Le-am purtat eu de grijă. Și la care Dumnezeu afirmă, zice, acum pruncii ăștia o să-mi fie credincioși, 100% o să lipească de mine. La care Dumnezeu zice, nici nu m-am gândit că după tot binele pe care l-am făcut eu, acești copii nu o să-mi fie credincioși. Împăratul David a avut un prunc pe nume Absalom. Absalom l-a ucis pe Amnon din cauza că Amnon i-a necinstit sora pe Tamar. Amnon l-a ucis. Absalom l-a ucis pe Amnon și a plecat departe de fața lui David. S-a dus. O zis, nici să nu te mai văd. La un moment dat, inima lui David tângea după Absalom și l-a adus și l-a pus la câțiva kilometri de el. O zis să vină, dar să nu-mi vadă față. Și 2 ani de zile, Absalom se uita în telefonul lui. N-a primit de la taică-său niciun e-mail, oare. Se uita în fiecare dimineață, vreun mesaj pe WhatsApp, ceva pe Facebook. N-a primit nimic, absolut. Și tângea pruncul ăsta, ca taică-său, știi ce-a făcut? O zis, te iert și te restaurez. Te iert și te accept, o zis.
dar nu te restaurez. Pentru că câteodată ne vine să folosim cuvintele astea, știi ceva, te iert, dar stai acolo. Cu mine ai da și nu, atât. Dar să știi că te-am iertat. Vină în casă, te-am iertat, cu mine ai da și nu. Ei bine, învățăm de la tatăl ăsta nu doar să-l iertăm, nu doar să-i acceptăm, ci să-i și restaurăm. Adică ești pruncul meu. David putea să zică, Absalom, vino la tata. Ai greșit, ai făcut-o, domnule, de oaie ai făcut-o. Ți-ai dat cu viața de pământ, și cu a mea, și cu a ta. M-ai făcut de rușine, ai ajuns un criminal. L-ai omorât pe frate tot, dar ascultă-mă ce spun, omule. Vino la tata. Vino la tata. Îți tatăl tău. Indiferent, oameni buni, probabil spuneți, domnule, stânăr. Dar am zis așa, indiferent ce vor face pruncii mei în viață, vor fi pruncii mei. Vor fi pruncii mei, indiferent ce vor alege. Nu pot, dar aș vrea să-i pocăiesc pe toți, pe taică-mi aș vrea să-l pocăiesc. Nu reușesc. N-am cum, nu la mine e butonul pocăinței. La Dumnezeu e butonul pocăinței. Dar Dumnezeu are puterea să-i întoarcă. Dumnezeu are puterea să-i elibereze. Dumnezeu are puterea să-i ridice. Pasajul acesta care l-am citit, vreau să vă spun că este singurul pasaj din Biblie unde Biblia afirmă că Dumnezeu aleargă. Adică când l-a văzut tatăl pe pruncul ăsta pe cărarea vieții lui, în zdrențele păcatului, s-a uitat la el și zice, bă, dar îmbrăcămintea nu mai seamănă cu a lui, dar totuși mersul lui, elui. Fuge tatăl ăsta spre pruncul lui și zice Biblia că nu stă la distanță, zice, tu ești, mă, ai venit în sfârșit, nu ți-am zis eu că o să vii. Ai ajuns tu la cuvintele mele. Se duce și îl îmbrățișează pe pruncul ăsta și zice Biblia că nu doar că îl îmbrățișează, îl sărută. Ce-i frumos la pilda asta? Este că tatăl n-a îngrășat vițelul când l-a văzut pe pruncul ăsta venind pe cărarea vieții. Și în momentul în care, din ziua în care pruncul ăsta a plecat, s-a dus la rob, la roabe. Zice, la vițelul ăsta care-i? Ăsta. Puneți-l aici deoparte. Îi dați mai mult. De două ori mai mult de mâncare. De ce? De ce, stăpâne? Zice, într-o zi, pruncul se va întoarce. Care? Ăsta care ți-a luat averea, a plecat. Care te-a necinstit că într-o vreme patriarhală ca și aceea să te comporți așa cu taică-to, erai omorât cu pietre. N-avea voie un prunc, tată era tot, să se comporte așa cu taică-so, era omorât cu pietre. Care? Ăsta care te-a necinstit? Da, ăla. Stăpâne, vreau să spun că nu, nimeni nu mai poate întoarce. Ăla e o cauză pierdută. Ăla e drogat, ăla e așa, ăla nu mai poate face nimeni absolut nimic cu el. Dați-i dublu, am zis, da? Da, stăpâne. În momentul în care a venit pe cărarea vieții lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis, aduceți vițelul cel îngrășat. Am avut un caz în familie. Vreau să vă spun că foarte greu. Aproape că și eu mi-am pierdut nădejdea. Am zis, cu ăsta nu mai face Dumnezeu nimic. Nimic, nimic. A ajuns atât de rău, nu pot să vă explic. A avut o soție care i-a zis, auzi, tu divorțează. Lasă-l, dă-i pace să se ducă unde vrea el. A fost o martiră femeia asta. A stat înaintea lui Dumnezeu, așa cum a putut, cu urcușuri, cu coborâșuri. Într-o zi vine și spune așa, de acum am bărbatul pe care mi l-am dorit totdeauna. A venit și a zis așa, bărbatul, din momentul ăsta, rup tot și mă întorc la Iisus. Și a venit și a zis femeia asta, de astăzi am bărbatul pe care mi l-am dorit. Oameni buni, nu vă pierdeți nădejdea, indiferent cât de departe sunt unii plecați din adunările voastre. Ascultați-mă, din casele voastre, rugăciunile făcute aici, bateți-i pe oamenii care au fii risipitori în biserică pe umăr și spune, sunt cu tine, să știi, când postești, când postești, miercurea postești și eu. Rugăciunile, postul și stăruința înaintea lui Dumnezeu vor deveni ca niște ancore care îi va prinde într-o zi oriunde vor fi și va trage înapoi spre Dumnezeu. Încheie și vreau să ne rugăm după aia. Am un prieten care
Într-o zi a fost chemat la mormântare, la o mormântare să predice. A predicat la mormântarea aceea și în momentul în care s-a terminat slujba în biserică, au pus capacul pe sicriu și peste sicriu a căzut o fată. S-a prăbușit o fată pur și simplu îmbrățișând sicriul, răgând, răgea pur și simplu, răgea, plângea, zbiera, era isterică la un moment dat. S-o duși, o pus mâna pe ea, prietenul meu, și a zis, stai liniștită, tatăl tău e în ceruri, i-a zis. Da, zice, știu că e în ceruri, știu, știu că e în ceruri, frate păstor. Dar ascultă-mă, eu nu sunt liniștit. Acum 3 săptămâni, când am plecat la Timișoara, m-am pregătit, mi-am făcut bagajele să plec la Timișoara la facultate, s-a uitat tata la mine și m-a măsurat din cap până în picioare și mi-a zis, auzi, așa vrei să mergi la Timișoara? Așa este îmbrăcată o fată a cerului? La care eu am izbucnit dintr-o dată în niște serii așa de nervi una după alta și am zis, știi ceva, lasă-mă, te rog, îngustimile tale, lasă-mă, te rog, de acum te rog frumos să mă lași, am zis. Mi-am luat bagajele, am trântit ușa, m-am băgat în mașină și am plecat la facultate. M-a sunat tata pe drum, i-am dat respins. M-a sunat a doua zi, i-am dat respins. M-a sunat a treia zi, i-am dat respins. M-a sunat o săptămână, nu i-am răspuns. A doua săptămână, nu i-am răspuns. În ziua care a murit, m-a sunat la ora 12, la ora 4, mă sună mama și spune, draga mea, vino acasă că tata a murit. A făcut un stop cardiorespirator. Și mi-a zis, frate, păstor, în momentul ăsta, aș da orice să-l văd pe tata aici. Măcar 5 minute să sărut mâna tatălui și să-i spun, tată, iartă-mă, te rog. Vreau să te întreb așa, scumpă tânără, drag tânăr, care ești aici și care ai încă părinți în viață și îți permiți să le trântești ușa. Îți permiți să le trântești ușa. Îți permiți să le vorbești urât. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fie ultima seară în care poți să-ți vezi părinți? Te-ai gândit? Te-ai gândit că puteai să fii într-un orfelinat, abandonată? Cu ce ești mai bună sau mai bun tu când ești aici în biserică și te-ai născut într-o familie creștină când puteai să fii într-un orfelinat? Sau un homeless? Un copil abandonat? Faptul că Dumnezeu ți-a dat părinți creștini, cum pot ei să fie? Și ai dimineața și nu te stresezi ce o să mănânci și ce o să îmbraci. Și nu te stresezi de ziua de mâine. Este harul lui Dumnezeu. Când ai sărutat ultima dată fruntea mamei și a tatălui să-i spui mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi? S-ar putea să fie o fiică risipitoare, dar în casă. Un fiu risipitor, dar în casă. Probabil ești undeva afară și tu. În numele lui Iisus vreau să spun că în seara asta e vremea întoarcerii tale. Amin. Îți aduc aminte că e singurul pasaj din Biblie unde Biblia afirmă că Dumnezeu aleargă. Vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă este cineva în seara aceasta care vrea să vină acasă, în brațele lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e aici. Te așteaptă să vii. S-ar putea ca pe unii dintre voi în seara aceasta păcatul să vă fie îngenunchiat. Dar este unul aici care te dezbracă de zdrențele vieții tale și îți dă haină nouă. Îți pune un inel în deget, încălțăminte în picioare și e sărbătoare. Am stat și m-am întrebat așa, ce păstor își întrerupe predica și slujba când vede un nenorocit, un fiu risipitor că vine și plânge în biserică, spunând așa, întrerupem tot, în seara asta comandăm pizza și cola.
Pentru că fiul meu care a fost pierdut, a fost găsit, a fost mort și a înviat. În minutele care urmează, trebuie să dau posibilitatea să ne rugăm pentru toți fiii risipitori din biserica asta. Dumnezeu să-i aducă acasă. Să lese în cale ca și apostolul Pavel, un om care nu l-a căutat, dar Iisus i s-a descoperit. Să răsară și înaintea lor lumina aceea care să-i orbească, să audă vocea lui Dumnezeu, chemându-i pe nume, pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeu personal. Dumnezeul meu e. Înainte să fie Dumnezeul bisericii, înainte să fie Dumnezeul cultului pentecostal, e Dumnezeul meu. A meu. A meu. Vino de pe cărările nenorocite ale păcatului și caz în brațele Tatălui în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domnul e prezent în adunare. Nu spun doar așa dintr-o, dacă pot să o numesc așa, o vorbă de-a noastră așa trântită, pentecostală, că Domnul e aici, să ziceți amin. Cred că e aici și simt că e aici. Dragostea nu se vede, dar se simte. Domnul este aici. Domnul vrea să te ierte în seara aceasta. Domnul vrea să te prindă de mână și acolo unde ești tu, să-ți dea viață, să-ți dea iertare, să-ți dea eliberare, să cadă toate legăturile păcatului la pământ în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să-ți vindece inima și viața și trupul. El poate.